5 persoane, printre care și un copil de 7 ani, s-au ales cu arsuri grave și intoxicații cu fum după ce locuința lor a fost cuprinsă de flăcări. Evenimentul a avut loc ieri în cartierul Dorobanți din Buzău. Apelul la 112 a venit din partea vecinilor, care au ieșit panicați din case după ce au auzit explozia. Tot ei au fost cei care au sărit primii în ajutor. Am auzit o bufnitură, am venit, soția a auzit, am venit, am văzut că e foc și am intervenit cu ce am putut, un furtun. Noroc că l-aveam legat la instalația de apă. Nu mi-am dat seama când m-a sculat soția din somn și că ieși afară că arde. Și am ieșit afară. Și atât am văzut focul, fumul, azi dacă arde și casa mea, am curcat. La scurt timp au ajuns și pompierii, care, după ce au scos victimele rămase în casă, au acționat la stingerea incendiului. Ne-am deplasat la locul intervenției cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și modulul SMUR. La momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta cu degajări de flăcări și fum la o locuință pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Cele 5 victime, printre care și un copil de 7 ani, au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Buzău. 2 dintre răniți sunt cu stare puțin mai gravă. Este un rănit în vârstă de 34 de ani, care este acum în sala de operații. Chirurgii plastici ne-au venit de la domiciliu pentru a-i prepara arsurile. Mai este o pacientă în vârstă de 50 de ani care va urma și ea să fie dusă în bloc operator după ce termină cu primul pacient. Și mai este încă un pacient în vârstă de 56 de ani care a suferit arsuri la nivelul toracului posterior și a mâinilor, cam 15%. El va fi urcat pe secția de chirurgie plastică. Minorul și încă o femeie de 54 de ani nu au suferit arsuri, fiind însă intoxicați cu fum. Încă nu a fost stabilită cauza exactă a incendiului, dar cel mai probabil a fost vorba despre o scânteie mecanică provenită de la un aparat folosit pentru încălzirea locuinței.